Acum 2 zile am avut o ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, ședință în cadrul căreia am aprobat demararea a 2 proiecte extrem de importante pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin. Pe de o parte, e vorba de primii pași pentru demararea implementării și la nivelul municipiului nostru a Programului Național de Investiții Anghel Salini, program aprobat de către Guvernul României, iar pe de altă parte am făcut de asemenea primele proceduri pentru aplicarea și în municipiul Drobeta Turnu Severin a programului susținut de către Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării de construire a 138 de creșe la nivel național municipiului Drobeta Turnu Severin, revenindu-i obligația de a construi 2 creșe, bani care vor veni de la nivel guvernamental prin Compania Națională de Investiții. Legat de Programul Național de Investiții Anghel Salini, în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local Municipiului Drobeta Turnu Severin, am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin. E vorba de o estimare valoric de 10 milioane de euro, de 50 de milioane de lei, bani care vor veni în municipiul Drobeta Turnu Severin prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Acest proiect, așa cum l-am aprobat în cadrul ședinței de Consiliu Local, prevede construirea până în 2026 a 18 km de străzi în municipiul nostru, practic toate cartierele mărginașe, toate străzile din cartierele mărginașe care astăzi nu au străzi moderne, vor fi modernizate prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Vreau să fac o precizare aici, pentru că este foarte important, s-a discutat mult pe tema aceasta. Vă amintiți că foștii parteneri de guvernare ai Partidului Național Liberal, și anume cei de la Uniunea Salvați România, de la USR, au spus public în mass media centrală, în mediul online, foarte răspicat faptul că, domnule, acest program Anghel Salini este furt jaf din banii publici. Ori, vreau astăzi să demontez aceste acuzații care sunt unele dintre cele mai penibile cu putință. Acest program, așa cum a fost aprobat de către Guvernul Liberal, programul Anghel Salini, prevede acordarea garantată a unei sume de bani pentru fiecare comunitate din România. Astfel, criteriile care au stat la baza aprobării acestui program prevăd acordarea minim 1 milion de euro pentru fiecare comună, și cu acea comună să vină cu proiecte de dezvoltare locală. Pentru fiecare oraș se va acorda suma minimă de 1,5 milioane de euro, pentru fiecare municipiu din România suma de 2 milioane de euro și pentru fiecare municipiu reședință de județ va fi alocată o sumă minimă de 10 milioane de euro. Precum am spus mai devreme, municipiul Drobeta Turnu Severin, prin cadrul ședinței de Consiliu Local, deja a făcut primii pași pentru realizarea 18 km de străzi în municipiul nostru prin acest program Anghel Salini. Deci iată că teoriile care au fost vehiculate în spațiu public n-au nicio bază reală. Aceștia nu sunt bani pentru primari PNL sau pentru mai știu eu cine, ci sunt bani pentru toate comunitățile din România. Fiecare primar, indiferent de culoarea politică, va beneficia de acești bani în mod nediscriminatoriu și oamenii care locuiesc în fiecare comunitate vor avea acces la acești bani, fără culoarea politică a primarilor respectivi. Un alt proiect de care spuneam și care a fost aprobat în cadrul ședinței de Consiliu Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, reprezintă predarea către Compania Națională de Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării a 2 loturi de teren pe care vor fi construite în viitor 2 creșe la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin. De asemenea, vorbim de un program guvernamental, un program demarat și implementat de către Guvernul Liberal al României, un program care prevede construirea de creșe, 138 de creșe la nivel național. În municipiul Drobeta Turnu Severin vom realiza pe acest program o creșe în zona Parcului Tineretului din Crihala și o altă creșe în zona Serpentina Roșiori. Creșa din zona Serpentina Roșiori va fi una care va avea 40 de locuri, deci pentru 40 de copii. Terenul va fi amenajat cu spații și locuri de joacă, spații verzi. Vom avea 4 dormitoare, spațiu administrativ, evident, cabinet medical și așa mai departe. Iar creșa din zona Parcului Tineretului va avea 70 de locuri pentru 70 de copii și va fi de asemenea dotat cu 7 dormitoare, locuri de joacă pentru copii, spații administrative, cabinete medicale și așa mai departe. Este extrem de important să înțelegem faptul că o comunitate se poate dezvolta, evident,
aplicând la fonduri europene cu bani din bugetul local, dar sunt foarte important și banii guvernamentali. Și iată că astăzi am prezentat două programe naționale, două programe implementate de către Guvernul României, Guvernul Liberal, care programe aduc bani în municipiul Drobeta-Turnu Severin și creează investiții în municipiul Drobeta-Turnu Severin.